Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre singura carte care s-a vândut cu o bucată de ceafă de porc. De fiecare carte era legată o pungă în care se găsea o bucată de 300 de grame de ceafă de porc, cantitatea ideală pentru o friptură. Tot ansamblul era prins cu o bandă de hârtie pe care scria o carte care se mănâncă. Totul se întâmpla la numai câteva săptămâni după ce Ion Iliescu câștigase din nou alegerile. Prețurile creșteau de la o zi la alta. Paginile ziarelor erau pline de articole despre greve, foame și sinucideri din cauza foamei, iar țara avea 1 milion de șomeri. Întâlnirea aceasta este inedită pentru că e vorba despre o carte care se mănâncă. Asta e un fel metaforic de a spune că această carte costă exact cât un kilogram de farine. 965 de lei, 85 de lei. Ea se acordă celor care o cumpără împreună cu o cantitate oarecare de carne. Totul s-a întâmplat în anul 1992 în măcelăria Mirat din Piața Amzei. Mari oameni de cultură au fost prezenți la eveniment în frunte cu părintele Galeriu și Laurențiu Ulici, cel care avea să devină președintele Uniunii Scriitorilor. Lumea se împarte între carne și carte, spuneau autorii. S-a întâmplat în după-amiaza zilei de joi, 17 decembrie 1992, cu câteva săptămâni înainte, Ion Iliescu câștigase din nou alegerile prezidențiale. Țara intra în amorțire pentru încă 4 ani. Băcăroiu era prim-ministru. Industria era în plin proces de prăbușire la finalul anului 1992. România avea 1 milion de șomeri, iar prețurile la alimente creșteau de la o zi la alta exponențial. Paginile ziarelor erau pline de articole despre greve, foame și sinucideri de foame. Iar a doua zi după această lansare intrau în grevă jurnaliștii, pentru că era criza tipografiilor. Florin Toma și Lucian Vasilescu, autorii, erau cei mai buni prieteni, ploieșteni amândoi, pasionați de literatură, unul poet, altul prozator și ziariști la Cotidianul lui Ion Rațiu. Publicau săptămânal interviuri cu personalități politice și culturale din România. În toamna lui 1992 aveau 33 de interviuri bune și o idee care le unea. Cum a supraviețuit România în primii 3 ani de după căderea comunismului? Au hotărât să scoată o carte de interviuri, i-au dat un nume, 1992, sisteme de supraviețuire și au găsit o editură, editura Media Print, o ramură a unei firme care se numea Media Pro, care era condusă de un cetățean pe nume Adrian Sârbu. Totul era bătut în cuie și totuși lipsea ceva. Lipsea evenimentul care să trezească orașul din adormire, lansarea care să propulseze cartea cu un pas înaintea miilor de cărți tipărite în epocă. Așadar, ideea a fost a lui Adrian Sârbu, iar autorii și-aduc aminte că lansarea a fost un succes. S-au vândut câteva sute de exemplare din 1992. De fiecare carte era lipită o pungă în care se găsea o bucată de 300 de grame de ceafă de porc, marfă cumpărată de editor de la patronul măcelăriei Mirad. 300 de grame de ceafă, cantitatea ideală pentru o friptură, după cum se arăta în comunicatul de presă al lansării. Tot ansamblul era prins cu o bandă de hârtie pe care scria o carte care se mănâncă. Prețul cărții era și el simbolic, 985 de lei cât un kilogram de parizer. Multe cărți au dispărut de pe galantar cu tot cu carne atașată, stricurate în sacoșe de al de gură cască, furate. În hărmălaia lansării nimeni n-a făcut scandal, căci se petrecea ceva unic. Se furau cărți de foame. S-au rostit discursuri cu tâlc la portavoce. Audiența a râs și a căzut pe gânduri. Volumul 1992 a fost așezat metaforic alături de 1984 al lui Orwell. Veselă carne omul, s-a strigat la portavoce după un vers al lui Dorin Tudoran. Florin Toma spunea: l-am invitat pe regretatul Laurențiu Ulici, pe Alex Ștefănescu, doi critici cu greutate, dar și cu șarm, alături de poetul Nicolae Prilipceanu, să prefațeze acest balamuc. Am făcut rost de o portavoce, nici nu era greu. Era cel mai la mod în mijlocul audio de transmiterea mesajelor urlate. Și am rugat să vorbească. A fost ceva de comedie burlească. Ei urlau,
Unii cei mai de aproape aplaudau, de afară dădeau năvală curioșii, prin ușile larg deschise, cred că nu mai avusese Nea Mircea un așa de numeros public când, tocmai dinainte de Revoluție, când se băgau garfuri și frați petreuși spre îndestularea maselor largi populare, iar noi, împresurați de prietenii din presă și de echipa de promoteri a lui Adrian Sârbu, abia am apucat să spunem câteva cuvinte. Iar Lucian Vasilescu, celălalt autor, spunea la măcelărie: au fost părintele Galeriu, Dan Grigore, pianistul, caricaturistul Mihai Stănescu, Dan Pița, Mircea Spătaru, Constantin Bălăceanu Stolnici, Maia Morgenstern a fost. Nu e puțin lucru să adun toți oamenii ăștia într-o măcelărie. Florin Toma spunea, apoi erau gură cască, pomanagii, vedete din show, biz, lucrători de la diverse instituții de atenție, artiști, famelnici, cetățeni, tineri, bătrâni, locuitori venerabili ai pieței Amzei, clătinând din capa, nu e bine, nu e bine deloc, țărani, piețari și zarzavagii rămași după program, vânzători de la alte magazine, o nebunie. Parcă era acolo toată România în format mic, sfâșiată dramatic între dragostea de slovă și foamea ancestrală. Povestea lansării a continuat în notă de burlesc și nebunie a acelei perioade. Lucian Vasilescu își amintește că fapta de la Mirad a fost îndelung comentată de ziariști, însă a fost puțin reflectată în ziare, pentru că la o zi după lansare, presa scrisă a intrat în grevă din cauza crizei hârtiei tipografice. Nu s-au tipărit ziare mai multe zile, iar când greva s-a terminat, știrea era deja veștejită. Iar Florin Toma spunea, în general s-a trecut evenimentul în patrimoniul poveștilor adevărate ale tranziției și gata, s-a dus, a zburat. Tirajul, fără de carne, bineînțeles, s-a isprăvit greu. Pe cine m-a interesat după aceea ce a zis Maia Morgenstern sau Dan Grigore sau Ion Rațiu? Pachete întregi cu cărți au dispărut în găurile negre ale unor subsoluri neștiute, iar întâmplarea s-a transmis din om în om, din generație în generație de jurnaliști și oameni cu carte așa, mai mult ca un ambâț și un pamplezir al unor vremuri. Astăzi am cumpărat ultimul exemplar de la anticarul de pe net. Cât despre autorul moral al acestei întâmplări, căruia îi suntem recunoscători o viață întreagă, Adrian Sârbu, era și mai preocupat, avea alte țeluri, alte idei, alte proiecte, alt viitor. Măcelăria Mirad a dispărut și ea, locul a fost renovat de mai multe ori și i s-a schimbat întrebuințarea. Apar tot felul de încercări, spunea Florin Toma, restaurante cu ștaif parizian, magazine de finețuri și delicatese, bistrouri franțuzești și alte prăvălii cu specific, dar toate dau faliment instantaneu, adică după 2-3 luni. Ceva ca o maledicție, o pacoste, o vrajă neagră, un blestem al locului face ca nimeni și nimic să nu se mai lipească de spațiul în care a funcționat măcelăria Mirad. Despre măcelarul Nea Mircea nu se mai știe nimic, a vândut de mult firma Mirad Procarn SRL, deși a păstrat numele, firma desfășoară acum afaceri imobiliare. N-am ținut legătura cu măcelarul, acum gândindu-mă la anii ăia îmi pare rău că n-am făcut-o, dar asta e. Poate că dacă citește aceste rânduri, deși ar trebui să aibă peste 85 de ani, Nea Mircea își va duce aminte cu plăcere. Aceste cuvinte au fost publicate în ziarul Adevărul. Există și un epilog. Se mai împarte astăzi lumea între carte și carne? Da, spune Lucian Vasilescu. Lumea se împarte în continuare așa. Lumea e făcută din oameni care o locuiesc și din oameni care o construiesc. A doua categorie e din ce în ce mai mică. Florin Toma crede că în ecuație a rămas numai carnea. Cartea s-a cam pierdut pe drum. Astăzi lumea se împarte între carne de vită chiobe și fructe de mare. Rămâne totuși ceva după 1992, imaginea unei țări al cărei unic sistem de supraviețuire a fost și este bagiocura, luarea în derâdere, hazul de necaz, esență tare românească, ignorată de ghidurile turistice și de marii cuvântători ai naționalismului. România supraviețuiește pentru că de generații întregi are puterea să râdă de ea, să pună brutărie în loc de pușcărie, măcelărie în loc de librărie și bășcălie acolo unde cuvântul potrivit ar fi de fapt tragedie. Să vorbim puțin despre idee. Ideea lansării n-a fost a noastră, spunea Lucian Vasilescu, a fost a lui Adrian Sârbu. Da, acel Adrian Sârbu.
El era în 1992 proprietarul unor viziuni și proiecte pe care cu timpul le-a și materializat. Iar Florin Toma spunea la Adrian Sârbu în casă, ne-am strâns câteva minți dezghețate și am pus la fiert de un brainstorming. Cum să lansăm cartea, ce eveniment să construim ca să intrăm în gura lumii și a presei? Au fost variante nenumărate, aruncată din elicopter, artificii, baloane, până când deodată lui Adrian Sârbu îi vine ideea. Să o vindem cu o bucată de carne la o măcelărie. Când Sârbu a venit cu ideea, m-am speriat. Cum mama naibii să lansăm o carte într-o măcelărie? Mi s-a părut prea mult. În 1992 nu se inventaseră happeningurile. România era simplă. Dacă spuneai pahar, următorul cuvânt trebuia să fie apă. Teatrul se juca în teatre, nu în stații de metrou. Filmele se dădeau la cinema, nu la grădina botanică. Dacă spuneai carte, următorul cuvânt trebuia să fie librărie. Să pui măcelărie după carte era ceva bizar, nemai văzut. Lumea nu prea mai avea chef de cultură. Foamea în gât era încă vioaie, deci ideea lansării la măcelărie era genială. Am găsit și logo-ul. Lumea se împarte între carne și carte. După aceea am început să umblăm după măcelării. Cea mai spectaculoasă a fost o măcelărie din Piața Amzei, Mirad se numea, la numele patronului, Mircea Rădulescu, măcelar care se privatizase la începutul anilor 90, prin celebra metodă Mebo. Nu-l cunoșteam, dar surpriză, după ce i-am spus că vrem să facem ceva acolo, a fost foarte încântat. A decorat măcelăria cum a știut el mai bine. Nea Mircea a făcut magazinul lună, l-a măturat, l-a vopsit, a văruit, întreg personalul era impecabil, costumat la halate albe, apretate și scobite, zâmbetul pe care toți îl afișeau mai larg decât al lui Ion Iliescu. Cred că o crescătorie întreagă de porci a fost furnizată atunci pentru eveniment. Despre carte, cartea 1992 nu e o carte amuzantă, e o carte serioasă cu interviuri serioase, prinse între coperți negre. Dialogurile sunt despre Revoluție și ce a urmat după ea, despre alegerile din 1992. Sunt și dialoguri culturale. E un interviu interesant cu părintele Galeriu. Cu timpul, cartea aceasta a devenit un document al unei epoci. Așa se vedea lumea prin mințile a 33 de oameni notabili ai României de atunci, spunea Lucian Vasilescu. O bună parte dintre cei care ne-au răspuns la întrebări și care au fost, de fapt, adevărații eroi ai cărții, nu mai sunt. Au plecat din această lume dintr-un timp pe care nu l-au înțeles, dintr-o istorie pe care n-au priceput-o. Cât despre cei rămași din seria personalităților de atunci, cu puține excepții, sunt astăzi triști, posaci, demoralizați, posomorâți. De aceea cred că opiniile și părerile lor sunt neschimbate, valabile și astăzi, pentru că s-ar putea ca și astăzi speranța să fie singurul sistem de supraviețuire. Printre cei care au fost intervievați de către Florin Toma și Lucian Vasilescu au fost Petre Roman, Victor Atanasie Stănculescu, Teodor Stolojan, Domokoș Gheza, Ion Rațiu, Mircea Druc, Emil Constantinescu, Mircea Dinescu, Laurențiu Ulici, Petru Creția, Mircea Ciobanu, Nina Casian, Alexandru Paleologu, Constantin Bălăceanu Stolnici, George Emil Palade, Mihai Stănescu, Mircea Spătaru, Chion Ștorc, Mircea Daneliuc, Dan Pița, Maia Morgenstern, Petre Mihai Băcanu, Nicoleta Frank, Marin Constantin, Părintele Galeriu și Părintele Arhimandrit Cleopa Nanu.